2019 am reușit să finalizăm reabilitarea celor 4 școli din comuna Spring. După o muncă titanică, știți bine cu hârțogările și cu birocrația cum stăm în România, totuși sunt mândru că am reușit să aducem cât de cât la standardele de bun simț școlile noastre din comună. Asta înseamnă că nu mai avem WC-uri tip latrină în fundul curții, asta înseamnă că avem toalete pentru persoane cu handicap, pentru dascăli separat, pentru elevi separat. Am reușit să implementăm și un sistem de siguranță la fiecare școală cu camere de luat vederi, cu sistem antifoc, iluminatul să fie pe măsură. Deci suntem în parametrii cât de cât decenți. Este drept că nu este o școală informatică, informatizată extraordinar, dar este o școală frumoasă, bună, din care pot să iasă copii deștepți. Tot prin programul de finanțare PNDL 2 am reușit să prindem investiții de infrastructură. Dacă până acum 2 ani de zile am reușit să finalizăm asfaltarea 80% din localități, drumurile localităților din comuna Spring, de pe toate 4 satele, mai puțin de fapt Drașovul, iată că acum am reușit să prindem și investiția pentru asfaltarea celor 20%. Deci, la sfârșitul anului, sperăm ca comuna Spring să nu mai aibă nici măcar un metru de drum neasfaltat. Într-adevăr, este creat un mare disconfort, mai ales pentru cetățenii care locuiesc în zonele în care nu se află asfalt, dar știm bine că nu poate să existe plăcere fără durere, așa și aici, fără deranj, nu putem face nimic și pe această cale încerc scuze locuitorilor care locuiesc în aceste zone. Sper să se bucure, să ne ierte și să se bucure de apă, de drumuri și de toată infrastructura necesară unui trai în bune condiții în comuna Spring. Să vă spun despre apă, tot pe PNDL 2 am prins proiectele de apă. Dacă aducțiunea a fost făcută pe proiectul microregional împreună cu Consiliul Județean acum 4 ani de zile, iată că după 4 ani de zile am reușit să demarăm toate aceste proiecte de apă. Pe Drașov deja am finalizat, pe toate străzile care vor fi asfaltate, am finalizat introducerea apei potabile, urmând ca acum să lucrăm pe Cunța, vin gardul iară sub traversările, le-am băgat și mai avem scoaterele din carosabil și urmează Springul. La fel, până la sfârșitul anului, eu zic că vom avea apă la robinet în toate cele 4 sate din comuna Spring. Ar fi multe de spus despre proiectele noastre, despre intențiile noastre bune, despre încercarea noastră de a oferi cetățenilor comunei un trai mai bun, un trai decent, un trai pe care nici măcar nu mai putem considera un lux, pentru că este o necesitate până la urmă. Dar, din păcate, ceea ce se întâmplă pe scena politică a zilelor noastre, de fapt ceea ce se întâmplă de 30 de ani încoace, cu aceste modificări politice, când sunt unii la putere, când sunt alții, când se înființează un fond de investiții, când se desființează el, iată că
Avem câteva proiecte, cum ar fi canalizarea pe două sate, o sală de sport, căminul cultural de la Vingard, care sunt în aer, pentru că au fost introduse pe acel fond de dezvoltare și investiții creat de fosta formațiune politică care a fost la putere, iar la venirea celor de acum, asta este problema. De fapt, nu cred că este numai la mine, este peste tot. Mai mult de atât, trăim cu frica și cu pericolul de a sesista lucrările și acestea la care acum se lucrează. Pentru că anul acesta, de exemplu, nu s-a decontat nici măcar un bănuț din ceea ce ar fi trebuit, deși sunt trei situații de plată deja introduse, o valoare foarte mare pentru un constructor care, vă dați seama, ai trei asemenea contracte care nu îți primești banii pe ele, te pun jos cu firma și cu societatea pe care o conduci. Poate se gândesc oamenii ăștia politici și la noi, oamenii simpli de jos, poate ceva se va schimba și în mentalitatea noastră, poate în loc de coronavirus ar trebui să apară altceva care să umble la creier, nu la plămâni, și să ne facă mai buni, mai omenoși și să înțelegem că ceea ce creăm noi în funcția asta publică trecătoare este doar istorie și este viitorul copiilor noștri, de care nu ne putem bate joc, indiferent de formațiunea politică din care facem parte.